Așa cum am văzut și data trecută, capitolul 8 din Roman ne situează cumva, dacă primele capitole în principiul răscumpărării, apoi următoarele capitole până în capitolul 7, capitolul 5 și 6 în spațiul legii, capitolul 8 suntem în spațiul templului, adică suntem în spațiul în care se lucrează sfințirea noastră. Ca să înțelegem în momentul în care lucrăm citind capitolul 8, de aceea vedem, nu de aceea, dar deoarece este prezent Duhul Sfânt și lucrarea Duhului Sfânt din Roman capitolul 8 apare în capitolul acesta, în capitolul 8 pregnant apare problema aceasta a Duhului Sfânt. De ce? Pentru că Duhul Sfânt este Cel care lucrează, dar bazat pe lucrarea Domnului Iisus Hristos. De aceea, ceea ce Domnul Iisus Hristos face, Duhul Sfânt este, lucrează bazat pe lucrarea Domnului Iisus Hristos, lucrează la sfințirea noastră. Așa cum am văzut data trecută, sunt două lucruri pe care Duhul le folosește pentru sfințirea noastră. Unul este sabia Lui, care este sabia Duhului, care este Cuvântul Lui Dumnezeu. Și al doilea lucru este comunitatea Duhului, care este Biserica. Există două lucruri care lucrează la sfințirea noastră. De unde știm lucrul acesta? Dacă calci în picioare Cuvântul Lui Dumnezeu, nu stai în fața Scripturii și nu te pocăiești de lucrurile pe care ți le spune Scriptura că sunt clare, atunci ce se întâmplă? Ce face Duhul în momentul în care tu calci în picioare sabia Lui? Ia comunitatea. De aceea Domnul Iisus Hristos când vine și spune în Scriptură, dacă vezi că un frate că a păcătuit, pe dacă tu îl vezi, înseamnă că lepra a ieșit deja pe frunte. El păcătuise dinainte. Dinainte a călcat cuvântul în picioare. Și în momentul ce dacă îl vezi, ce se întâmplă atunci? Duhul ia ce? Comunitatea și începe să-l corecteze pe fratele. Ce du-te mustră dacă nu mai ia încă doi sau trei. Și dacă nu, ce să fie? Cum să fie pentru tine? Ca un vameș. Deci, cu alte cuvinte, el când a fost ca un vameș și ca un tâlhar? Acum când l-au văzut, l-au văzut în fața bisericii sau înainte? În prima zi când am păcătuit și am căluat cuvântul, suntem așa. În momentul în care stăm în fața cuvântului, normal, nu este nevoie ca Duhul să ia sabia, să ia comunitatea. Și El întotdeauna când stăm în fața cuvântului, Scriptura spune, dar Cel ce își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozenie, adică libertății. Cum adică cuvântul este legea slobozenie? Am văzut că în capitolul 5-6 trebuie să trecem prin fața Domnului Iisus Hristos ca și cuvânt. Ce înseamnă că cuvântul este legea slobozenie? Ce este libertatea? Noi credem că libertatea, pentru că am fost influențați de lumea modernă, este a alege între bine și rău. Dacă vreau să liber, sunt liber să fac asta sau sunt liber să fac asta. Nu asta înseamnă libertatea. Libertatea înseamnă a face binele. Libertatea este capacitatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o să facem binele. Nu să alegem între bine și rău, ci să facem binele. Pentru că noi nu avem această libertate, pentru că asta a crezut Adam în grădina Edenului, că el poate să aleagă între bine și rău. Nu poți să alegi între bine și rău. Nu poți să alegi decât binele. Căci în momentul în care ai făcut răul, devii robul răului. Nu mai ești liber, ci ești robul lucrului de care ești stăpânit. Deci libertatea înseamnă să faci binele, adică să stai, să-ți adâncești privirile în cuvânt. Acum, în capitolul 8 apare problema aceasta a suspinului, a izbăvirii din robie. Și așa cum am spus în teologia aceasta și din păcate și în teologia noastră neoprotestantă, apare problema aceasta a ignorării trupului. Trupul nu apare așa de tare, creația, trupul nu sunt băgate în seamă. Să știți, așa cum am spus data trecută, absolut nimic din creație nu rămâne nerăscumpărat. Deci aici apare în capitolul 8 ceea ce îl interesează pe Dumnezeu, trupul acesta pe care, să spun, mulți dintre noi îl disprețuim sau îl ignorăm. Este sfânt, este creat de Dumnezeu și trupul acesta, v-am spus că este un decalaj între nașterea Duhului și răscumpărarea trupului, care este viața noastră. Ori decalajul acesta este lăsat de Dumnezeu pentru sfințirea noastră. Deci de aceea că începe în capitolul 8 cu 15, voi n-ați primit un duh de robie ca să vă mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tatăl, și chiar Duhul vostru împreună cu Duhul Sfânt mărturisesc că sunteți fii. Acum, am văzut că există trei stadii a unui om care trece, bazat pe imaginea din Vechiul Testament. Este robie, este libertate, deci au ieșit din robie, au trecut prin pustie și au ajuns la Sinai. Erau oameni liberi, nu mai erau robi, erau încă fii.
nu erau fii, erau oameni liberi. Acum un om liber nu este moștenitor. Atât în Grecia Antică cât și în Roma Antică, oamenii liberi au pesătură, nu înseamnă că moșteneau nimic. Însă la Sinai, când se face legământul, când se încheie testamentul, devin copii. Devin moștenitor. Adică lui se promite că dacă veți asculta de legământul meu, veți primi ce? Moștenirea, Canaanul, proprietatea. Acesta era în privința aceasta pământească. Această imagine ne survine și nouă. Deci ieșim din robie, suntem oameni liberi și apoi Scriptura spune nu mai sunteți robi, ci sunteți fii. Ori dacă sunteți fii, atunci sunteți fii cu drept de moștenire. Însă așa cum am văzut data trecută, a fi fiu vine cu responsabilitate. Pentru că ești fiu numai în raport cu tată. Adică ești fiu numai dacă ai un tată. Noi suntem fii adoptați din punct de vedere spiritual. Sunteți născuți în robie și suntem răscumpărați. Făcuți liberi, atât în Grecia Antică și în Antichitate, un rob se putea face fiu. Cum? Se trecea printr-un proces ce se cheamă de emancipare. De la robie era întâi făcut liber, de la libertate apoi era făcut fiu. Și odată ce era fiu, moștenea proprietatea și numele tatălui. Ori dacă ești fiu, cu filiația vine responsabilitatea. Adică trebuie să respecti numele și să porți numele și proprietatea tatălui după tine. De aceea spune Pavel, purtați-vă într-un chip venic de chemarea voastră. Care chemare? La adopție. La filiație. Deci dacă sunteți fii, zice, din pricina voastră, spune Pavel Roman, este hulit numele Domnului între neamuri. Deci, cu alte cuvinte, dacă nu ești fiu, dacă tu ca fiu nu porți numele și proprietatea tatălui, ce se întâmplă cu persoana ta? Tu, de fapt, hulești numele tatălui. Oamenii vor huli numele tatălui din cauza noastră. Ori noi ca și biserică, biserica adică eclesia, adică cei chemați afară, sunt cei chemați la adopție, la filiație, nu suntem chemați numai afară, suntem chemați să fim fii. Ori dacă suntem fii, atunci avem responsabilitatea. De ce? Pentru că moștenim. Dar acum, spune autorul către evrei, odată ce ești fiu, că vrem, că nu vrem, intrăm într-un proces de disciplinare, de suferință. Că vrem sau nu vrem, intrăm într-un proces de disciplinare. De ce? Luați un rob și faceți-l fiu. Ce caracter o să aibă în el? De rob, nu de fiu. Un fiu ascultă ce? Pe tatăl. Acum, uitați-vă prin robie, în momentul în care Dumnezeu izraelia pe izraeliți din robie și spune și v-am trecut prin pustie. Știți unde putea să-i ducă Dumnezeu? Putea să-i ducă pe margine, prin rezort, pe marginea mării. Mediterane, putea să-i ducă pe acolo, dar nu ia pe acolo. Era drum și pe acolo. Ci duce prin pustie, Dumnezeu spune și ce, te-am trecut prin pustie intenționat. De ce? Ca să te încerc și să te fac să înțelegi căci omul nu trăiește cu pâine, cu lehem, adică cu ceea ce ai fost învățat, ci cu orice cuvânt care iese din gura Domnului, sau în original evresc, cu orice actualizare, cu orice manifestare care iese din gura Domnului, că-i mană, sau că-i orice altceva. Omul nu trăiește cu ce a fost obișnuit în robie, omul trăiește cu ce primește din mâna Tatălui. Încercarea Fiului se regăsește în Matei, primul fiu care este încercat. Cine este? Domnul Iisus Hristos. Zice, Domnul Iisus Hristos a fost dus de Duhul unde? În pustie, ca și Israelul. A fost încercat ca și Israelul. Și primul lucru în care diavolul vine și spune, dacă ți este foame, dacă ești fiu, poruncește, zi. Și ce răspunde Domnul Iisus Hristos? Deuteronom, citează din Deuteronom. Era exact lecția pe care trebuia să înveți israeliții. Căci omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care este din gura Domnului. Cu alte cuvinte, nu eu hotărăsc timpul în care Tatăl o să lucreze, ci Tatăl hotărăște timpul când o să transforme pietrele în pâine. Înțelegeți diferența de la rob la fiu? De unde zic lucrul acesta? Descriți cu mine în evreu. Spune așa. El este acela care în zilele sale vieții pământești, aducând rugăciuni și cere cu strigăte mari și cu lacrimi către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, Domnul Iisus Hristos nu s-a rugat să fie izbăvit de la moarte, ci pentru moarte a venit. Pentru altfel de izbăvire s-a rugat Domnul Iisus Hristos. S-a rugat pentru izbăvirea de la moartea care duce prin păcat. Domnul Iisus Hristos s-a rugat în zilele vieții pământești să trăiască în sfințenia cerută
de marele preot care urma să mijlocească pentru noi veșnic. La acel gen de sfințenie. Dacă deschideți în Levitic capitolul 8 și 9, în momentul în care avem de safar și consacrarea preotului, cât timp putea să reziste preotul în sfințenie? Cine știe? Câte zile putea preotul dura ritualul de sfințenie al preotului? 7 zile? 7 zile după 7 zile trebuia să fie foarte atent. Zice, dacă ești afară cu delenul sfințirii, mor. Cu alte cuvinte, genul de sfințire, de consacrare, preotul nu putea să reziste prea mult, de aceea ieșea afară din slujbă. Domnul Iisus Hristos s-a consacrat clipă de clipă, secundă de secundă, de o consacrare cerută de sfințenia dumnezeirii. De aceea striga cu strigăte mari și cu lacrimi către cel care putea să-l izbăvească de la moarte și a fost ascultat, da! Zice că tu nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea din pricina evlaviei lui. Pentru că de aceea vine autorul către Spre, spune și el a fost ispitit, adică încercat în toate lucrurile ca și noi, dar, acel dar este mare, fără păcat. Aceea era rugăciunea către cel care putea să-l izbăgească de la moarte. Nu că se ruga Domnul Iisus Hristos cu rugăciune ca să scape de cruce, că pentru cruce a venit. Era vorba de consacrarea Marelui Preot pentru noi, o consacrare cerută de Dumnezeu Tatăl. De aceea spune, și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, aici este, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Înapoi cu mine în Evrei, în Evrei capitolul 2 spune așa, se cuvenea într-adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care vrea să aducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferință. Domnul Iisus Hristos era desăvârșit. Era desăvârșit din veșnicie. Cum adică să desăvârșească prin suferințe? Adică să parcurgă. A desăvârși înseamnă și în greacă entelehia duce până la capăt. Ce? Mâncarea mea este să fac voia Tatălui. Filipeni spune, acesta, măcar că a fost Fiul Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip răboi, s-a făcut asemenea omului și ce a făcut? S-a suferit, s-a făcut ascultător până la moarte. Aceasta înseamnă a fost desăvârșit prin suferință. Mâncarea mea este să fac voia Tatălui. Fiul ascultă voia Tatălui în întregime. Acesta este statutul de fiu. Deci Domnul Iisus Hristos spune așa, se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lui. Că cel ce sfințește și cei ce sunt sfinți sunt dintr-unul. Deci, cu alte cuvinte, sfințenia căpeteniei noastre este modelul sfințeniei noastre. Cu alte cuvinte, dacă Domnul Iisus Hristos a trebuit să treacă printr-o desăvârșire în sensul de a duce la capăt voia Tatălui și noi în Romani trebuie să trecem. Acest gen de suferință se referă în Romani. De aceea vine și spune, eu socotesc că suferințele, patema, cuvânt de acolo vine cuvântul românesc, patimă, dar nu-i patimă, nu l-am întărus invers. Înseamnă suferință, adică a suferit datorită cu un scop să fii disciplinat, să fii transformat într-o chipul și asemănarea Tatălui. De aceea zice, și sunteți, eu socotesc că suferințele de acum, adică transformarea de acum, deschideți cu mine de puțin și ne vom întoarce în Evrei 11, 12, că spune așa, și ați uitat sfatul pe care vi-l dăm, or fi fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului. În greacă este paideia, care înseamnă formarea Domnului. Fiul intră și începe să fie format. Este același lucru din Proverbe, fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului, adică formarea Domnului. Ascultă sfaturile mele, adică înțelepciunea și disciplina. Înțelepciunea și disciplina. De aceea spune așa, suferiți formarea Domnului. Domnul se poartă cu voi ca niște fii. Adică vă trece prin suferință pentru că sunteți fii. Căci dacă n-ați fi fii, zice așa, căci fii, care este fiul pe care nu îl pedepsește tatăl? Păi dacă ești fiul, noi ne-am gândit, păi dacă ești fiul, nu te pedepsește. Greșit. Zice, că dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, adică nemoștenitori. Erau copii nelegitimi, nu moșteneau niciodată proprietatea. Aia nu interesa nimeni de ei, nu erau pedepsiți niciodată. Dar pe cel care moștenea proprietatea, tatăl îl pedepsea. De ce? Pentru că prin disciplinare devenea după chipul și asemănarea tatălui. De ce? Un fiu nedisciplinat ajunge să fie dezmoștenit. De aceea v-am spus, intrăm în relație cu Dumnezeu prin har, nu stăm în relație cu Dumnezeu oricum. De ce? Pentru că altfel, biserica lui Dumnezeu se transformă într-o peșteră tâlhar. Ce este o peșteră tâlhar?
Povestea de tâlhare este locul în care oamenii tâlhari se duc să facă mai bun sau să se facă mai răi. Mai răi. Nu se duc să se pocăiască, se duc să se ascundă de brațul legii. Pentru că în vremea lui Eremia spune, casa tatălui meu se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o pește tâlhar. Cum faci o pește tâlhar de casa tatălui? Simplu. Te duci în casa Domnului, nu ca să-ți mărturisești păcatul, ci ca să-ți bifezi, să crezi că ai îmbunat pe Dumnezeu, te duci înapoi să te faci mai rău de cum ai venit. Venirea în casa Domnului este venirea în fața cuvântului Domnului, este venirea în faptul că Dumnezeu vrea să ne disciplineze, să învățăm ceva, să plecăm de aici mai bun, nu mai rău. Ăsta e scopul pentru care venim aici, să ne facem mai bun. Nu să ne facem mai răi. Deci înțelegeți, disciplina aceasta, sfințenia noastră, suferință, că produce suferință, la niciunul nu-i place. De ce? Pentru că sfințenia aceasta, suferința aceasta, produce un lucru fundamental în viața de credință. Știți care este aceasta? Smerenia. Smerenia. Nimic nu suportă Dumnezeu mai rău decât mândria. Pentru că este exemplul mândriei este diavolul. Domnul Iisus Hristos spune, învățați de la mine, căci eu sunt mândru și arogant. Eu sunt blând și smerit cu inima. Știi ce? Pentru că omul smerit spune următoarea rugăciune. Încrede-te în Domnul din toată inima ta. Și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Ce este smerenia? Este dependența absolută lui Dumnezeu pentru fiecare lucru. Pentru fiecare lucru, pentru că atunci vei mulțumi lui Dumnezeu pentru fiecare lucru. Suntem trecuți prin pustie în Romani 8 ca să învețăm smerenia. Ca să învețăm smerenia. Ca să ne transformăm într-o chipul și asemănarea Tatălui. De aceea este exemplu din Evrei. De aceea spune, El este acela că măgar că era fiul învățat să asculte prin lucrurile prin care a suferit și apoi spune, se cuvenea între acela ca acela pentru care și prin care, prin toate sunt toate, care vrea să aducă pe mulți fii la slavă, să desăvârșească prin suferință pe căpetenia mântuirilor. De ce spune căpetenia? Este singura parte când apare aici, în Evrei, căpetenia. Mai apare Sfântul de Mare Preot și de Apostol, asta e altă problemă, dar căpetenia, cine era căpetenia? Câte căpetenia avea Israelul? Câți cape avea Israelul? 12. 12. Pentru că fiecare seminția avea câte căpetenie. Care e scopul unei căpetenii? Adică unui cap de familie. Adică unui pater familia. Să răscumpere. În momentul în care Rut merge la Boaz și zice, Rut îi zice, Naomi spune, când merge la să fie răscumpărat, Boaz zice, nu pot să-ți arunc eu răscumpărarea, că este altul peste mine. Care în dreptul înaintea mea de răscumpărare. Era o căpetenie peste familii. Israel era organizat pe sistem de căpetenii. Și peste fiecare familie a lui Iacov era căpetenia cea mai mare. Cât era? 12. Peste la 12, cât erau mai mari decât 12? Vechiul Testament. 4. Fiecare dintre trei seminții avea altă seminție. Câte corne avea altarul? 4. De ce 4? Erau 4 căpetenii mari. Care ieșau din cornele altarului, care erau din aceeași material, spune Dumnezeul lui Evrei. Și zice, foarte atent numele Evrei, ăsta Exodul și Leviticul. Spune, să grijă să face altarul, materialul coarnelor să fie din altar. Pentru că altarul era comunitatea lui Israel, cele 4 coarnele erau cele 4 căpetenii care aveau drept de răscumpărare asupra tuturor Israelului și asupra lor era o singură căpetenie, cea mai mare, Iuda. De aceea cineva replica un cor de mântuire, adică o căpetenie. Acum căpetenia asta din Evrei, de ce e așa de importantă? De aceea spune, ca să înțelegem cine era căpetenia noastră, Domnul Iisus Hristos, ce făcea căpetenia? Răscumpăra. Citiți aici. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, adică să fie din același material pe altarul, carne și sângele nostru, ca să poată fi în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele norului și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină ajutorul celor ispitiți. Un alt cuvânt pentru ispășire, în greacă sunt două, este și răscumpărare. Deci a trebuit să asemene cu frații săi în toate lucrurile ca să poată să aibă drept de răscumpărare asupra fraților săi. De aceea zice autorul către Evrei, nu este rușine să numească frați. Dacă Domnul Iisus Hristos nu este rușine să numească pe tine și pe mine frați, nici nouă ne-ar trebui să ne fie rușine să numim pe frați. Deci Domnul Iisus Hristos este primul care a suferit. Este primul care a fost desăvârșit. El este Fiul care a drept răscumpărarea asupra fraților săi. De aceea să știți,
Testamentul trebuia deschis de Fiul Moștenitor, de Domnul Iisus Hristos. De aceea vine autorul către vrei și spune, Moise a slujit în casa Domnului ca și rob. Dar Fiul este altceva. Domnul Iisus Hristos a fost în casa Tatălui, adică în biserica Tatălui, adică în zidirea Tatălui, ca și Fiul Moștenitor, care își ajută frații să fie mântuiți. Ori dacă suntem fii, trebuie să semănăm cu cine? Cu fratele nostru mai mare, care este Domnul Iisus Hristos. De aceea zice că suferințele de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare. Pentru că slava pe care o avem noi, vom avea noi, este slava pe care o are Domnul Iisus Hristos. Deci, cu alte cuvinte, dacă vrem să fim părtași slavei Lui, trebuie să fim părtași disciplinării Lui, adică ascultării Lui, adică dezbrăcării de sine, adică să învățăm smerenia și disciplina Tatălui. Și în aceasta este Duhul Sfânt care lucrează pentru noi. Pentru că Duhul mijlocește în mod constant. De aceea vine textul și spune, și tot astfel, cine ajută în suferința aceasta? Cine este cel care a intrat în procesul acesta de sfințenie? Cine lucrează sfințenia noi? Duhul Sfânt lucrează sfințenia noi. Duhul Sfânt ne dovedește în ce privește păcatul. Duhul Sfânt luptă cu patimile. De aceea ce prin Duhul face să moară faptele moarte. Prin Duhul. Duhul este cel care luptă. Dar Duhul nu poate să lucreze dacă există mândrie. Duhul nu poate să lucreze dacă nu există, dacă este mânie, dacă este inimă. Noi trebuie să arătăm Duhul ce vrem și Duhul lucrează în inima noastră. Toate lucrurile le scoate afară, să liniștiți, numai să le arătăm și să vrem să ne pocăim de ele. Duhul lucrează în noi, să știți. Însă trebuie să-i le arătăm, trebuie să-l lăsăm să lucreze. Pentru că Duhul mijlocește pentru noi. De aceea vine textul, spune că nu știm cum trebuie să ne rugăm. Deci și tot astfel Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră. Noi credem, de multe ori se citează versetul, când nu știm să ne rugăm. Dar nu scrie când nu știm să ne rugăm. Cum scrie? Căci nu știm cum să ne rugăm. În general, rugăciunile noastre nu sunt rugăciuni după voia lui Dumnezeu. O rugăciune adevărată este o rugăciune după voia lui Dumnezeu. O rugăciune după voia lui Dumnezeu este o rugăciune care duce spre sfințirea noastră. O rugăciune noastră sunt pline de balast de multe ori. Dar nicio problemă, căci Duhul Sfânt le ia și le întoarce invers. Ele ajung la Tatăl așa cum trebuie. De aceea când ne vin răspunsul la rugăciunile noastre, nu ne vin cum ne-a rugat noi, ci ne vin cum consideră Dumnezeu că ne trebuie nouă să ne vină răspunsul. De ce? Pentru că ce are în vedere Dumnezeu este sfințirea noastră. Ce-l interesează pe Dumnezeu este la ce folos să câștigi omul. Toată lumea. Să-și pierdă sufletul. Ce interesează, și textul spune, și Duhul suspină pentru noi cu suspine negrăite. Noi am de multe ori se interpretează textul acesta că suspină pentru noi în tăcere. E negrăit. Nu, asta spune în original. Spune, suspină pentru noi cu suspine care nu se pot pune în cuvinte. Și textele care le folosește aici autorul, verbul, este femeia în durerile nașterii. Acum eu nu am născut, nu am dat naștere nici soția mea, că așa a fost situația, dar sunt femei care au dat naștere în mod natural. Acel gen de suspine, suspină Duhul pentru noi. Cu suspine, adică cu strigăte care nu se pot pune în cuvinte. Suferă pentru noi, pentru desăvârșirea noastră. Cine este cel care ne naște? Cine? Vedeți, în capitolul 15 avem nașterea Duhului. A primit un Duh de înfiere, dar de la nașterea Duhului la răscumpărarea trupului, o perioadă de sfințenie. Oricine produce sfințenia noi? Cine produce nașterea noi? Duhul Sfânt, cum o produce noi? Cu durere. Cum o mamă naște un copil cu durere, așa ne naște Duhul Sfânt cu durere pe noi. În suferință. Și nu ne convine. Dar nici un copil când se naște nu-i convine, că plânge. Suferă. Dar este ca să, odată ce am ieșit, moștenim slavă și veșnicia. Ne facem părtași slavei Lui. Ne pedepsește pentru puțină vreme. Ne formează pentru puțină vreme ca să ne facă părtași slavei Lui. De aceea spune textul către vrei, alergați, mă alergați alții înaintea voastră. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credincioșia lor, nu au primit ce le-a fost făcătuit. Au alergat și până nu au primit, ca ei să nu ajungă la desăvârșire fără voi, fără noi. Deci Duhul Sfânt este cel care lucrează. Și să știți că Duhul Sfânt nu lasă nimic neterminat. Așa cum Duhul nostru este răscut din nou, tot așa și Duhul nostru va fi răscumpărat. Ori în intervalul acesta se produce sfințenia noastră, suferința noastră. Și nu numai noi, să știți că suferim. Suferă și toată creația. Zidirea. Aici firea, când se referă la fire, nu se referă la firea pământească, ci se referă la creația lui Dumnezeu. Creația lui Dumnezeu suferă și a durerile noastre. De ce? Pentru că atunci când omul a căzut,
întreaga creație intrat în blestem. De aceea vine Petru și spune, toată creația, că noi așteptăm ce? Nu numai un trup nou, ci un cer nou și un pământ nou. Ne așteptăm cerul, noi avem un cer nou și un pământ nou. Fiți foarte atenți. Noi vom locui într-un cer nou și într-un pământ nou. Într-o creație nouă. Deci toate lucrurile vor arde cu troze, cum spune Petru, și vom locui într-un cer nou în care va locui neprihănirea. Va exista trup, să știți, în cerul. Nu vom fi numai spirite umblând, pentru că nimic din ce a creat Dumnezeu nu rămâne nerăscumpărat. Nu există rezidu în creație. Nu există ceva ce Dumnezeu zice, nu nicio problemă cu trupul. Nimic din ceea ce Dumnezeu v-a dat. De aceea zice, aveți grijă că trupurile voastre sunt temple Duhului Sfânt. Să știți ce mâncăm, cum ne îngrijim. Mă refer la trup acum. Aveți grijă de trupul dumneavoastră, pentru că trupul dumneavoastră este templul Duhului Sfânt. Este creația, este darul lui Dumnezeu. Și cu acestea mă apoi de încredere, când un predicator a ajuns în relație cu Dumnezeu și Dumnezeu a spus, vrei să mergi mai departe în credința ta? Și l-a spus, lasă-mă să mă gândesc. Așa a spus. Și după aceea s-a dus din nou rugăciune, s-a rugat și Doamne vreau să citesc. Și atunci ai nevoie de două lucruri, i-a zis Dumnezeu. Și omul acesta a fost implicat în niște lucrări foarte grele. Deci ai nevoie de credință multă și de un trup sănătos. Să știți că există un păcat, așa cum Duhul Sfânt ne-a dat trupul acesta pe care îl avem. Dumnezeu vrea să avem un trup sănătos. Să avem grijă de el. Pentru că este templul Duhului Sfânt. În trupul acesta purtăm, în vasul acesta purtăm cea mai mare comoară a veșniciei. Faptul că Dumnezeu locuiește în noi. Ori trupul acesta, așa cum îl vedeți, Dumnezeu îl va răscumpăra. Nu va fi nimic aruncat din creație. Dumnezeu ne vom fi un cer nou și pământ și vom avea, așa cum le numește așa de frumos Pavel, în Corinteni, zice, trupul acesta de carne, soma sarcoi, trup de carne, adică starea aceasta care se duce, zice, va fi înghițit de un trup de slavă. Sau în alt loc este numit trup de lumină. Dar tot trup este. Dumnezeu să ne ajute ca fiecare să înțelegem că suferințele acestea prin care trecem și formarea aceasta prin care trecem Romani 8, lucrarea Duhului Sfânt în noi este făcută ca să fim părtași slavei Lui. Că atunci când ne vom întâlni cu Domnul, când va fi învierea morților, trupurile care vor veni să ne fie date trupuri de slavă și nu trupuri de pedeapsă veșnică. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Aș vrea să mai lucrăm pe Domnul.